Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou episod de Internet Cafe Simulator 2. Mereu cu câte un dubios ăsta care vine și se uită la mine, acum e una dubioasă. Continuăm aventura, data trecută știți bine, am pus ușile automate. Iar avem poliția pe aici. Asta văd că stă închisă toată noaptea aici în partea asta, e ok, nu mă deranjează. Ia să aranjez eu asta. Că nu-mi place cum vin. Hai, ăsta la săraș. E ok, ăla cred că... Aveam și eu, bă, le deranjează pe astea, frate, dacă nu... Uite și tu, aveam și eu acolo unde la un mousepad, dar l-a zăpăcit. E și masa deranjată, nu știu, e strâmbă. Hai că e bine dacă e. Cred că trebuie să-l aranjez eu de fiecare dată. Nu birou, frate, te-a căzut totul după birou, ești nebun. Stai că avem probleme, băi, stai că am zis că termin treaba repede. Birou e pe aici, ia mă birou, pune-l ca oamenii aici jos. El nu poate să le pună ușor, știi? Poate doar să le arunce. Nu știu dacă ați înțeles asta. Da, aparent, na. Mouse-ul ăla stă în aer. Hai să facem treabă dacă e să... Fie treaba. Arunc toate astea pe jos. Astăzi vreau să mărim un pic sala cumva. Nu știu, să mai iau un calculator eventual. Vedem. E bine așa. Punem întâi unitatea. Cam strâmbă, dar merge. Bă, important e să funcționeze, că mai departe nu știu cât de mult mă interesează cum arată. Cel puțin acum. Așa. Și mouse-ul. Haide. Haide cu mouse. Bun. Nu-mi place cum te uitai, nu de alta. Nu te-ai și bătut altfel, dar nu-mi place. Arătai dubios, bun. Hai să punem și scaunul ăsta. Ok, aici în partea asta e totul bine. Bun, păi... ce să mai... Dăm drumul la curent și trecem la treabă să facem bani, să vedem ce avem de cumpărat. Nu știu, vreau să mai cumpăr un calculator sau... Oricum, ceva să-mi aducă bani. Ah, vreau să verific și ăla de hotdog, că am uitat de el, că l-am. Să verific câți bani mi-a adus până acum. Pune una alta, deschidem cafeneaua, intru pe ăsta, îl pregătesc. Pot să măresc prețul? Cam atât. Na, păi degeaba cred că îl măresc de aici, că tot așa rămâne. Ok. Lasă-l așa, îi dau pe request să rămână aici. Și să verific un pic treaba. Ia zi, tati, câți bani mi-ai făcut până acum? 11. Dă-i încoace. Îi lase mai strâng acolo. Na, și până îmi vin clienți, n-am de ce să fac decât să mă uit să văd ce mai am pe aici de luat. Aș putea să iau mascota aia care mi-a ce mai mulți clienți, doar că nu știu dacă de clienți am eu nevoie acum. Este un pic, că ziceam că... Fac în felul următor. Mai pot să-mi iau niște... Să pun două aici, dar le pun în bucătărie și lăsa bucătăria bucătărie. Știi ce zic? Să o las goală așa. Uite că vine așa direct. Nu, că banii așa fac repede. Asta nu e o problemă. Nu știu eu cum să o amenajez. O să mai am spațiu și sus, dar totuși... aș vrea să fac o cameră doar de... Doar de așa ceva, doar de de-astea, cum îi spune. De arcade machine. Nu știu ce să zic. Da. Nu știu ce să zic. Ce bunătăți mai avem pe aici la item? Ce avem, boxa asta? Da. Da. Aș putea să mai cumpăr un calculator. Să-mi iau unul mai performant.
Hai să vedem. Facem așa, vedem cât costă un calculator performant. De curiozitate măcar. Avem aici de plătit o factură. Electricitate. Păi nu e problemă. Nu e o factură chiar așa de mare. Trebuie să mai verific și asta din când în când. Mi se pare că nu se aude mereu gen când îmi dă cineva o comandă. Ok, să vedem aici. De ce mai scump este 1750? Bă, cam scump totuși. Nu cred că sunt pregătit să dau atâta pe el. Ok, aer condiționat. Deja avem. Astea sunt super bune. Dacă iau un din ăsta, mi-aduce ceva bănuți. Aici avem consolele, ventilatoare. E comandă sau... Ok. Asta vă spun, că de multe ori nu aud sunetul ăsta și mi se pare dificil. Când nu-l aud, nu știu, trebuie să... Cum le trimit la ăștia, asta e ideea. Bun, las asta. Bă, eu zic să renunțăm la ideea asta de scaun. Bă, dar sunt scumpe, frate, adică, uite, 1600. Despre ce vorbim? Bine, ăsta pe albastru e frumos rău. A, e mult, e mult, e mult. Nu știu, se iau la mâna a doua, încă unul. Și putea să fac și asta. Și putea să fac și asta. Hai să facem așa. Hai să luăm un birou. Asta e pentru consolă. Tot pentru consolă. Coffee console table. Old computer table. Simple table. Nu știu ce să fac. Mă tot uit la astea. Hai mă să facem o aroganță. O vreau pe asta. Strângem bani să o luăm pe asta și după aia vedem mai departe. Nu, că îmi place prea mult. Da, așa. Deci îmi trebuie 800. E pe comandă, e bine. Hai să mai dăm un pic cum pe aici. Trebuie să-mi angajez și ăla. Stai să iau bani de la domnișoara. Nu ai card și tu. Dacă plăteau toți cu card, era mult mai bine, că nu mai mă deranjeau cu nimic. Sigur, la baie e, cred că, o mizerie. Trebuie să-mi angajez neapărat cleaner. Ăla mai e acolo? Mai e. Cred că trebuie să-l dau eu afară, probabil. Altfel nu cred că pleacă. O să verific. Vreau să strâng ăștia puse să dau comandă de masă. Bă, dar trebuie și scaun. Bine că scaun pot să cumpăr o panoramă de scaun de la ăla. Că după aia pot să le vând ulterior. Da, am înaintat cu jocul destul de mult. E ok. Ce-a făcut? Păi se aude sunetul ăsta uneori și nu înțeleg de la ce se aude. Ah, e de la Steam. Ceva de My Summer Car. My Summer Car-ul, prieteni, e jale. Trebuie să mă duc la medic, nu știu, la medic, la medic. Normal. Totul medic e. Trebuie să duc mașina la ăștia la service, că nu pornește, frate. Nu știu ce să-i fac. Ușa asta se aude incredibil de tare și asta nu se aude mai deloc. Ca să înțelegeți cum stăm. S-a oprit curentul. Stai că trebuie să vină ăștia să-mi dea banii acum, să-mi dea toate astea. Haide, frate. Eu nu înțeleg. De ce se oprește curentul? Adică de ce îl plătesc ca să se oprească? N-are niciun sens. Bine. O să iau birou și îl pun acolo pe ăsta. Oricum, cum spuneam, mai târziu o să scap eu de toate lucrurile astea deranjante de aici. Avem bănuți acum de birou, băieți. Îl așteptăm și să vină. Bă, să mă uit și de un scaun, că ăla totuși are niște panorame de scaune. Adică parcă aș lua un scaun mai interesant un pic, nu știu, mai interesant. Mai de Doamne ajută. Hai să vedem. Și un mousepad vreau mai așa, mai de gaming. Stai să le dau la ăștia voie să aibă acces aici. Așa. Păi un mousepad mai de Doamne ajută. Bă, n-avem niciun mousepad care să inspire cumva gaming? Că pe asta zic, adică... Caut ceva mai de gaming. Ăsta e 65, bine că n-ar fi vorba. Aș da și mai mult, doar să fie frumos. Ăsta e simplu. Cred că o să-l iau pe ăsta.
Imediat. Așa. Să-l iau pe ăsta. Și o să am nevoie și de un scaun. Nu m-am uitat la birou. E cel mai scump birou ăla, oare? E mizerie pe jos. Asta este. A venit Camila. Bă, da. Bă, nu, e ăsta de 880. Dar, sincer, mi se pare mai interesant ăsta de aici decât ăla. Mamă, se fâție ăștia pe ușa aia de la baie de m-au zăpăcit de credit capului. Nu contează. Băi, asta e așa un pic, că poate dispare aia, nu? Extraordinar. Păi stai, mă, nu fac treabă cu voi așa. Puteți fi atent în 16 părți. Că vă luați voi câte jumătate de oră. Dă-i viteză. A, altceva ăsta. Suntem la alt nivel, băieți. Da, așa un pic, că asta e pe aici. Vă te-am zis, bă, card n-aveți și voi, frate, trebuie să stau mereu. A? Nu e așa, vine invers. Invers am zis. Bă, da, complicată e treaba. Deci trebuie să-l întorc acum. Ok, și o să vin cumva aici. E strâmb? E strâmb în ultimul hal. Păi stai mă, și ăsta nu e pentru... Da, hai că e bine. E pentru VR ăsta, prieten, deci am zăpăcit toată treaba. N-are nimic, că VR oricum nu aveam. Să facem așa. Am luat un mouse pe ăla, nu știu ce să fac cu el, cred că îl pun aici la mine. Hai să-l iau de aici de jos, dacă tot a venit Camila și am dat banii pe el. A, ok, ăsta e de la de gaming ca lume. Păi, bună treabă. Dă de la o parte că ar toate pe aici. Că le-am zăpăcit dacă e. Bă, biroul e frumos. Dar e de VR. Asta este. Nu e nicio problemă. Ăsta nici nu știu. Vreau să-l pun aici la mine. Pot? Normal că nu. Să-l pun aici pe masă, pot? Nu pot nici aici. Cred că o să-l pun aici. Bine, momentan, gen. Lasă-l acolo. O să avem nevoie de el pe viitor. Bun, clienți nu am acum. Bag asta în bară. Da, scrie pe ele, dar cine să vadă? Dragon VR Table. Bă, nu mai contează acum, oricum VR nu aveam. Așa că tot aveam nevoie de asta. Hai să vedem ce avem pentru VR atunci. Sper că erau mai în jos. Mouse. VR controller. Bă. Facem așa. Luăm două din astea. Cred. Și ochelari. 553. 735. Și asta. Și unitate. Vreau să văd așa ca un preț estimativ cât ar veni. Pe asta. Sau mai bine pe asta. Mă arată un pic mai ok. În regulă. Asta o scoatem, deci ne trebuie 1753. Păi trebuie să strângem bănuțiști acum, n-avem ce face. Trebuie să-mi fac și bucătăria, mă gândesc. E deschis? Mă, pare că e deschis. Ah, vine asta acum. M-au zăpăcit ăștia, deci dacă nu, în continuu toată ziua, bă. Vin în continuu, frate, să mă caute, n-am înțeles de ce, că doar nu fac absolut nimic, eu stau toată ziua aici.
Dar pe ăștia de vin să-mi fure banii, nu le face nimeni nimic. Ok. Să fac curacii pe aici. Mai avem o urmă. Așa, asta vreau să văd de la voi. Că vă faceți treaba și că lumea nu mă fură. Bine, nu mă fură ei. E ok. E ok, ar trebui numai decât să facem banii pentru VR. N-am vrut eu să iau VR, dar într-un fel am și uitat de VR, mai bine, că ne folosește și VR-ul. Să vedem aici câți vorbiți avem momentan. Ah, că strângem numai decât ce n-ai. Nu știu cât ne trebuia, dar oricum. Hai să dau pe coș. 1753. Oh. Ok, cred că strângem. Și ne trebuie doar atât, este să mă uit acolo. Teoretic scaun n-ar trebui la VR. Da, deci două controlere le-am luat, gen le cumpăr acum, ochelare și unitatea. Da, o dai, perfect. Bă, frate, eu nu știu cum ăștia zăpăcesc masa asta aici, pe mine mă depășește. Intră în ea, ce Dumnezeu fac ăștia? Aruncă și pe aia în partea aia acolo. Imediat. Complicată treaba cu ăștia. Am strâns 1020 și ziceam că intru pe ăsta să văd aici. Nu pe ăsta, pe ăsta. Aici, deci 1753. Păi băieți, avem 1020, stai așa că e gravă treaba. Ăia se bat între ei, e bine. Mamă, ce mai bune sunt aparatele astea, mă, frate. Deci n-am treabă cu ele. Astea merg, vin, ăla bagă 30 și... Am dat puțin pe vreo 300 și ceva, deci așa scos banii aproape instantaneu. Așa, hai să vedem ce avem pe aici. Și a scos banii aproape instantaneu ăla. Și aici stau și mă chinui. Da, frate, nu-i problemă. E totul bine. Avem 1163. Mail. A, iar mă anunță asta că a descoperit apa caldă. Haide, frate, că nu mă interesează. De-aia te plătesc. Eu am mai zis chestia asta. Adică n-am pentru ce să-i mulțumesc, că de asta îl plătesc. De asta e firma aia plătită. Ei îmi trimit gen ca să dau mai mulți bani, să nu înțeleg. Știu că nu e așa, dar ca idee. Uite, a venit la aparat, a băgat 30, nu stai. O să-mi fac o cameră întreagă numai de aparate de astea, jur. Deci, de toate, o să iau din fiecare. Cea mai tare chestie. Cea mai tare chestie. Asta le avem pe toate luate. Bă, dacă fac și treaba asta, suntem în forță. Approve. Approve, cum nu approve. Dar nu vreau să vă țin mult, tocmai de asta zic că vreau să iau și VR-ul ăla. Și cred că o să-mi angajez și mascota astăzi. Cât costă o mascota aia? Băieți, luăm VR-ul și mai punem mascota. Mascota mă costă, nu știu, vine ăsta acum și ar trebui să-mi dea fix atât. Mă dă mai puțin că stă o oră. Dacă vine unul care stă ca lumea, mi-a dat 150. N-avem treabă. Ok. Cred că e o meserie, nu știu, mi-ar plăcea să fac meseria asta? Mi-ar plăcea să fac meseria asta. Să stau așa și să mă ocup de o sală de-asta de net, mi-ar plăcea. Doar că în ziua de astăzi vorbesc de România, că nu știu în afară cum e. Nu merge o sală de net, nu ai ce face cu ea. Nu cred că... Adică... Bă, când eram eu copil, mergeau foarte bine. Lumea nu avea calculatoare acasă, nu avea internet. De fapt, nici la sala de internet nu avea internet. Eu mergeam la o sală de net unde doar două calculatoare aveau internet și te costa în plus, nu știu. Era... Cum era pe vremea, era 10.000 o oră să te-ai, știi? Și dacă vrei la ăla cu internet, era 15.000. Adică 1,50 leu sau 1 leu, gen, cum ar veni acum. Și ne luam pachetul ăla de 8 ore, stăteam toată noaptea, dar nu ne luam la internet, că n-aveai ce face. Noi jucam în rețea între noi acolo. Și
cel mai popular joc, normal, Counter-Strike. Și Half-Life-ul. Half-Life-ul mi-a plăcut cel mai mult, mai mult decât Counter-ul, mult mai mult. Și în rest n-aveai ce să joci, adică astea erau jocurile. Aveam și necalculatoare acasă, fiecare poate aveam dintre noi, doar că nu era fantastic așa să te joci, că te jucai singur. Nu aveam internet, așa că, na, împrumutam CD-uri de la unul la altul cu jocuri piratate, normal. Aveam GTA San Andreas pe 6 CD-uri și le împărțeam de la unul la altul, adică le instalam eu, mă jucam, le dădeam la altul să joace, că nu, n-aveai. Adică nu se găsea, erau... Eu personal nu știu, cunoșteam o singură persoană care avea internet. Era rar. Și mă rog, era, scotea, dacă țin minte, scotea telefonul de, cablul de la telefon, de la Rom Telecom, cum era atunci, de la telefonul fix. Și același cablu îl băga în calculator și avea internet. Dacă nu mă înșel, nu, parcă așa ceva. Oricum. Au fost dubios. Pe prima dată când mi-am băgat internet și, bine, vorbesc de mult, nu știu, eram acum poate că vreo 20 de ani sau dacă nu 20, oricum, 18-19 ani când vă spun eu treaba asta. Și am băgat prima dată, mi-a băgat ai mei internet. Bă, mi se părea, ce ai mă frate, când mi-a instalat, țin minte și acum, era Messenger Yahoo. Când mi-a instalat ăla și am văzut că pot să vorbesc cu oameni așa de la distanță, gen să le scriu și să vadă imediat, mi s-a părut ireal. Că eu știam că doar cu telefonul se poate face chestia asta și pe atunci telefonul nu prea era cu mesaje și cu astea, băieți, că... Ia stai așa, un pic că nu se le ce facă ăștia, s-a închis, dar ăștia tot vin, mă rog, veniți. Telefonul era o chestie mare, așa ca o cărămidă. Nu știu dacă sunteți, dacă sunteți mici de voi uitați aici la mine. Telefonul era ca o cărămidă, efectiv. Era o cărămidă așa... Stai că nu mai focusează camera. Cam așa era, adică cred că avea... Mă, avea ceva, că aveam un telefon, țin minte, până clasa a patra, se numea Trium. Și era atâta. Dacă nu pot să vă arăt. Mă, cred că avea vreo 20 de centimetri lejer, dacă nu mai bine. Mă refer cu tot cu antenă scoasă și cu clapeta aia dată în jos. Și cap și așa avea ceva greutate, nu știu să vă spun. Oricum, foarte greu. E, și ce să scrii mesaje pe ăla? Că n-aveai credit. Minute nu existau ca acum. Adică nu știu, poate unora vi se pare ideal care sunteți mai mici. Bă, frate, da, chiar așa? Bă, chiar așa era, noi n-aveam minute, n-aveam nimica. Adică... Aveai credit, pe ăla-l vorbeai, altul n-aveai. Ăla era tot creditul pe care l-aveai și încărcai și tu când puteai, că mă rog, n-aveai bani, nu-ți dădeai tăi ție să vorbești tu la telefon, că ce treabă aveai tu să vorbești tu la telefon. Banii erau pentru ei, gen. Încărcau ei, nici ei nu prea încărcau foarte des. Și atunci era moda cu bipul, gen. Nu știu dacă ați auzit de treaba asta, dar atunci era moda cu bipul, adică... Ca să nu-ți mănânce din credite de la bip. Ăla înțelegea, bă, am la două bipuri, bă, vezi că am ieșit afară sau că ne vedem în fața blocului sau așa, la trei bipuri, că nu știu ce. Te vorbeai cu el. Și bine, mai și eram un pic așa golan, că aveam licuricii, zicea. Se punea ceva pe spatele telefonului, se lipea sau era pur și simplu ca un breloc, așa. Și îl puneai pe spatele la telefon și ăla când te suna, licuriciul ăla începea să se aprindă. Și vedeai că te sună și... Îl taxai. La licurii se vedea înainte să sune telefon. Asta e ideea. Așa, să continui să fac curățenie aici. Da, și la licurii se vedea întotdeauna înainte. Deci, până să sune ție efectiv telefonul să-l auzi, băga direct frumos, lumina licuriciul, vedea, îl taxai. Aia îl zăpăceai, că n-aveai, v-am spus, credit nu exista. Barim uneori mai împrumutam câte un euro de la ăștia, de la Vodafone. Mă rog, Vodafone, pe vremea nu era Vodafone, se numea Conex. Era Conexul Conex, adică Vodafone. Dialogul era Orange-ul din ziua de astăzi, din ce știu eu. Telecomul nu exista, n-avea nicio treabă. Bine, prima dată Telecom a fost Cosmote și mai era Zap. Mai era Zap-ul, Zap n-avea toată lumea, de obicei Zap aveau doar firmele. Și a apărut după aia, când a apărut cartelă Frog, era super ok, era
aveai net o grămadă. Era mișto, nu mai țin minte toate detaliile, vă dați seama, dar am prins, la un dat, aveam smartphone-uri, ne făceam site-uri de-astea, dar nu mai țin minte, cred că pe Pixo, cred că îi zicea, nu mai țin minte. Și făceam site-uri de-astea, cu chat-uri, cu diverse nebunii, cu diverse astea, ne strângeam, vorbeam, uite că am strâns și banii de când vă povestesc de comanda, hai să dau comanda. Da, și aveam toate lucrurile astea și astea erau super interesante, adică ne fascinau, noi stăteam mereu și ne uitam pe telefoane la lucrurile astea, le... Vorbeam pe chat-uri și îmi plăcea să crez chestiile astea. Da, între timp m-am debarasat, să zic așa. Adică de ceva ani am avut consolă, calculatorul nu mai m-a interesat, că n-am mai avut de ce. Jocurile mi-au plăcut mereu, dar le-am jucat și pe consolă, la fel ca și pe calculator. Nu sunt un om bun la jocuri. Niciodată n-am fost bun la Counter sau la PUBG sau la jocurile astea online. Nu sunt bun, mă joc doar de fan, nu vreau să mă enervez cu jocurile niciodată. Deși de multe ori o fac. Dar mă joc așa, de distracție, nu mă joc neapărat pentru, vezi, Doamne, să fiu cel mai bun, să... Nu, n-am nicio treabă. Da, și legat de asta, gen de copilărie, ca să zic așa, mă, și că le povestesc la unii mai mici decât mine. Bă, frate, noi nu aveam nici mall-uri. Primul mall a fost Mall Vital când a apărut, dar nu era când eram eu mic. Ne îmbrăcam din castan, prietene, sau mergeam, nici Dragulul nu exista, mergeam în Europa, cred că, da, Europa îi zicea. Mergeam în Europa, frate, hai că au venit și astea. N-aveam noi, frate, eram amărâți. Și am dus-o bine. Hai că a venit și ăsta, dacă e. Păi și eu când se iau alea, frate, că ăștia mă tot depăcesc. Gata, prietene. Hai să pune repede în funcțiune și asta. Ei, așteaptă un pic, te rog. Dă-te, mă, la o parte, nu vezi că am treabă. Bă, dar ăștia n-au treabă, frate. Au venit doar ca să se plimbe pe aici și atât. Ok. Vreau să îi întorc. Au dispărut, mă. Ce-a făcut, mă? Dai un pic să îi las aici jos, că ăștia... Mamă, ce mi s-a părut că are ăia în mână. Și eu cum iau bani de la tine cu metre? Că nu merge. Mă așez aici pe scaun, stai așa un pic. Bă, păi e dificilă treaba, mă, stai un pic așa. Era bine dacă discutam chestiile astea de... M-am apucat eu să vi le povestesc pe live, că așa eu uit. Așa. Aici avem unitate. Bă, altceva, uite unitate aici. Vreau să o pun. Nu voi. E bine așa, mă, cred că vine invers. Așa ar trebui să vină, mă gândesc. Ce au, mă, frate, astea toate devin prost așa? O pun strâmbă, nu contează. E bine pus acum. Acum ați iau banii. Nu mai merge, frate, stai să mă pun aici jos. Mamă, păi da, fac bani, nu mai fac față, ce să-mi angajez mascotă? Vai, treaba e bună. Au luat foc ceva, dar nu știu ce. Ăsta nu mai merge, cred că nu mai are, mă? Ba, mai are. Și-au luat, mă, foc. Treaba e bună. Dați-vă la o parte, sper să nu se fure nimic de aici. Vine, băiatul. Ha, os, mă, ia foc toate astea, mi se strică toate. Stai că mi s-a buguit și ăsta. Așa. Bă, dă repede un stingător, nu contează cât e. 50. Mă, trebuie să le cumpăr pe toate, să-mi fac stoc acolo. Asta o să și fac. Cred că în partea aia de bucătărie acolo. Dați-vă la o parte să nu se extingă focul la toate. Mai luat foc și altceva, mă? Bă, dacă trebuie să-i dau, mă, să-l sting, jumătate de stingător de ăsta, că e și scump, e 50. Nu contează. Ia stai mă așa un pic, lăsa sala închisă, că vreau să iau și o asta de aici. Nu să nu mi le fure oamenii ăștia. Așa. Bagă bani acolo la alea liniște.
Să pun una acolo. Ăsta ce e la gol, nu? Păi și astea goale rămân toate așa? N-am și eu un coș de gunoi, zic. Unde să pot să le pun. A dispărut? Ferească Dumnezeu. Lasă-l acolo jos. Nu-i curent, știu. Acum este. Hai băiți, veniți încoace repede, angajăm și mascota, angajăm toate astea, totul bine. Nu vreau să vă fac un episod ăsta lung, așa, haos. Vreau să fac ceva mai scurt. Mă rog, mai scurt. Cum v-am obișnuit, jumătate de oră, pe acolo. Bun, astea sunt rezolvate, astea nu mai mă interesează. Aici. Hai să vedem și cu VR-ul ăsta, poți să-i crezi prețul. Le las așa prețurile astea. Ok. Și am zis așa, că angajăm. Îl angajăm pe ăsta întâi. Haide, veniți? Veniți, veniți, veniți. Că după aia vreau să văd și mascota aia cum arată. Vă și eu pe ce am dat banii. Unde e bă mascota? Se plimbă pe aici, pe un oraș sau ce face mascota? Aha, acum vine. Vino mă mascota încoace. Mamă, dar are un mers mascota asta. Ia uite-o. Bagă, bagă. Mascota, stai că trebuie să strâng banii și de să se facă curat aici, că nu pot așa, frate, e prea mizerie. A, păi aproape ea, mi se pare că era 600. Ia să deschid eu ăsta. Da. Păi, am 600? 553. Haide, frate! Hai cu banii! Hai cu banul, hai cu banul! Da, și așa cu treaba, trec din în alta, da. Gen, dacă eram pe live și discutam lucrurile astea, mai puneam să-i întrebări toate, na. Nu mă uitam așa, dar și auzi, s-a ridit una în alta. Mă rog, era am avut o viață frumoasă. Nu aveam toate lucrurile astea ca acum, dar per total era mult mai frumos ca acum. Asta ce e, mă? The Nightmare of... Ah, păi e angajat. Și am apus mai iau încă unul sau ce, că nu înțeleg. Stem un pic așa, că nu înțeleg. Working. Păi toți lucrează și... A, nu pot să mai iau încă un. Are logic. Gata, mă, ne-am luat și aspirator de ăsta. Mai trebuie un șef. Working, working, working. Mai luăm și un șef. Da, apucă-te de el. Unde-i, mă? Uite-l, mă, aici. Și face și în baie curat? Adică, vă voi înțelege ce zic eu. Eu am crezut că am angajat o firmă de curățenie. Chiar am angajat un aspirator, adică... Și dacă nu-i dau banii, ce face? Are de ăsta, cum îi zice, merge la protecția muncii? Hmm? Deci, astea fiind spuse, ar trebui ca mopul ăsta să nu mai am nevoie de el. Să-l pun undeva și eu aici în colț. Ia să vedem aici cum e. Băgule, trebuie să-ți las și ușa deschisă ca să faci curat? Că nu te înțeleg. Asta e pe VR. E în baie, mă. Fii atent, facem așa. Îți închid ușa, că nu vreau să-ți las ușa deschisă. Bă, văd că-și face treaba roboțelul ăsta. A, intră pe ușă. Gata, prietene, păi își merită banii. Păi a scăpat și de ăsta. Bă, ta nu mai îmi trebuie. Tași. Acum să facem bănuți. Ok. Am zis că angajez și bucătarul și am bani acum de bucătar. Bă, băta nu mai îmi trebuie. Nici asta. Pot să o depozitez aici, ca să zic așa. Ce să tea în aer. Și ăsta de aici trebuie să-l las pe bucătar să-și facă treaba. Mai are, mă, pe ăsta mai are un pic de spray pe aici.
Cred că doar de spray o să mai am nevoie. Da, mă, vă las pe toți, cum să nu? Nu am ce problemă, frate, voi să mergeți bani, cum să nu vă las? Da, așa. Da, să-mi colesc pe tot, dacă tot facem o treabă. Cam aici, la gunoi. Că n-avem și noi un gunoi. Asta s-a culcat. Roboțelul își face treaba. Eu îi las pe ăștia să-și facă și ei treaba. Îi dau pe angajați și facem felul următor. Angajăm un șef care va face nu știu ce, pentru că nu am nici frigider, nu am nimic. Dar asta nu este o problemă. Vom cumpăra toate lucrurile astea. Deci, working. Bă, angajații avem pe toți acum. E bine. Atunci, înseamnă că voi intra aici și o să facem așa. Da, păi își face treaba. Am un bucătar care sigur este în spatele meu acum. Stai că s-a luat curentul. Prenea bucătarul. Tu doar te plimbă, nu ies că n-ai ce să faci pe aici. Nu pot să mai iau bani de la ăștia, cred că s-a schimbat ceva la joc. Doar când stau jos, văd. Na, plimbă-te și tu pe acolo, fost de treabă. Eu știu ce să-ți spun. Nu e bine pe jos, prieteni, da? Eu nu... Dacă pot să-l pun și eu, vreau să-l pun și eu aici, la mine, pe masă, că doar... Nu merge, frate, nu merge. Bine, prietene, nu știu ce faci cu el. Vezi că îl las eu aici. Nu aici. Nu, dar cumva îl nimeresc eu. Lasă-l acolo, sper că nu te incomodezi. Adică nu ar trebui să te incomodeze, frate, că doar eu te plătesc. Ok. Hai că am luat și un frigider dacă e. Bine că nu l-a pus pe stingătorul ăsta de incendiu dacă e. Bine, ce mai avem pe aici de luat? 114 mai am, bă frate, 114. Ce să iau eu de 114? Că n-am ce să iau de 114. Mai așteptăm să vină client să mai facem bani. E prea puțin. Văd că merge treaba. Afară de televizor nu merge treaba. Ăsta tot cade tot timpul, nu știu, n-am ce să-i fac. Mamă, deci e ireal. Haide, prietene, nu vrei? Și așa-l pun cu capul în jos sau ce? Dacă pe mine mă nelinșește teribil televizorul ăsta. Lasă-l acolo. Sper să stea măcar acolo mai sus. Fem ce a mai făcut femeia asta pe aici? A făcut și a vreun ban? 10. Hai că e bine. Păi e bine că iau banii și de colo și de colo. Tot e ok, na. Nu câștig eu foarte mult, dar e ok. Ia aștept pe clienți. Să vină să fac bănuți cu ei. Sau de la ei. Că nu mai am multe chestii de făcut, am frigiderul. Na, deci pot să fac și alea să le aprind. Asta bucătarul și-a pus pe aici el treburile liniștit. Mă, ia să vedem care e frig. Aici e cald, e 21 de grade. Și aici sunt 25. Ia fii atent că facem felul următor. Ăsta o să-l pun pe jos. Că sus nu vrea să stea sub nicio formă.
Și o să facem așa. Automat. Ok. Bagă gogule, ia uite aici cine m-a angajat. Bagă, bagă. Mulțumit, bravo, bravo. La cât dansează băiatul meu aici, pentru banii de aia, e bine. Hai, să facem bani acum. Ar trebui să vină numai decât, că dacă am și mascota, am și astea. Și avem, cât avem? Două computere. Ar mai merge unul, dar momentan e ok așa. Trebuie să mai mărim un pic sala, că e prea mică. Aici avem două computere. Avem o consolă și un VR și avem și ăla arcade, deci mă ajută mult. Ok. Hai să vedem. Aici să le bag eu muzică la băieți. Coffee machine. Trebuie 279 pentru un prăjitor de pâine. Sunt curios câți bani să-mi aducă mie bucătarul ăsta. Ar trebui să-mi aducă. Chiar ar trebui. Nu vă mai țin mult, băieți, vreau doar ca să cumpăr ăsta, cred că prăjitorul și probabil că și boxa aș cumpăra-o. Hai că vedem. Vedem ce face. Așa. Să vedem. Să vedem, să vedem. Ce vrea ăsta? Vrea, fi atent, ăsta, fried chicken. Vrei, prietene? Și tot 10 îmi dă, mă? Păi ce am făcut, mă, așa nu-mi convine. Și aici avem food, nu? Mâncare. Asta e meniu, cred. Am nevoie de coffee machine, am nevoie de ăsta. Ok, deci mai îmi trebuie ca să am tot ce îmi trebuie. 183. Hai că merge, hai că merge, hai că facem bani. Iar sala, mă, curentul vieții. Dă-te, doamna, angajat așa, stau drumul la curent. Cred că am bani să cumpăr și prăjitorul acum, sigur. Da. Aș putea să cumpăr chiar și boxa, ce crezi? Unde era prăjitorul? Aici. Hai să vedem și prăjitorul cum arată. Dacă tu le cumpăr, vreau să le și văd. Am nevoie de pâine. Tot eu trebuie să cumpăr și pâine, mă, dar ăștia nu se ocupă de nimic. Mai am pe cineva pe aici? Nu mai am. Facem așa. Închidem sala pentru astăzi, băieți. Close. Așa. Data viitoare le mai luăm pe astea. N-are rost să o țin așa acum. E ok. Perfect. Vreau să sting ăsta. Să recapitulăm un pic. Să verific și pe ăla câtă curățenie a făcut el. Ăsta oriunde își pune televizorul, el o să cadă oricum mereu. Am pus mai jos un pic, poate, poate. Așa, astea sunt ok. Dăm voie să opresc lumina. Aici, ia să vedem. Bă, unde e? Băi, Aspi. Gugule. Ia vezi, mă, păi și aici. Mai rapid un pic, te rog. Ia să vedem. Aici e curat. Aici. Păi și aici. Ia uite, e plin ăsta. Hai să zicem că e ok. Oricum, lăsând gluma la o parte, mai ok față de cum era înainte. Păi, o să închid și prăvălia. Se da dubios să de aici. Cam asta ar fi, băieți. Acum avem și mascotă, avem bodyguard, avem... De toate avem. Ăsta de aici cu hodogii, care nu ce bani. Momentan, niciun ban. Dar oricum avem bănuți. Dubios. Bun, băieți, ăsta a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, share, subscribe și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!